Pregătiți-vă! Mami! Mirundează gen de sus! Mami, vecin! Mă, nu avem vecin! Mami! Ce ești un? Nu știu! Probabil am transpirat! Dar de ce e cu tine, mami? Dar ce e cu mine? Nu am înțeles! Ce e asta? Nu eu! De unde a apărut asta pe fața mea? Nu știu, mami! Voi credeți că sunt chiar așa de obraznic? De fapt, le pregătesc tuturor o surpriză. Mami, tati, unde sunteți? Dar până atunci îi pregătesc să aibă nervi de fier. O, da, ăsta este secretul nostru. Oh, ce frig e față! Ce
Ce-a fost asta? Toată fața mea e roșie! Mami, probabil așa aseară te-ai spălat pe dinți. Și n-ai avut grijă să te ștergi după asta. Dar tu probabil aseară ai uitat să te duci la baie și acum dai vina pe vecinii de sus. Nu știu, mami. Într-adevăr, s-a spart vreo țeavă. Nu știu ce s-a întâmplat. Deja dai vina pe țeavă. Toti, unde-i camera acela? Și de ce ești așa aud? Ai făcut ușă îmbrăcat? Care camera? Mai e bine spune, unde este pictorul? Ce pictor? Despre care pictor vorbești? Cel care ți-a făcut machiajul, Melissa. Eu nu mi-am făcut machiajul. Da, da, cine ți-a făcut-o? Privește în oglindă. Mami, dar tu de ce râzi? Privește-te în oglindă. Cine a făcut asta? Asta sigur nu-i machiaj. Asta mă întrebam și eu. Stai puțin. Nu cumva Mircea continuă să fie obraznic? Ba da, s-ar putea, dar eu trebuie să mă spăl de față. Cele 24 de ore cât Mircea ne face nou challenge, încă nu s-a scurs. Mai avem de răbdat încă jumătate de zi cel puțin. Nu va reuși să scoată din noi cuvântul nu. Pentru că noi vrem să ne îndeplinească dorințele noastre, cel puțin eu. Mami, dar să vezi la ce dorință eu m-am gândit. Cu siguranță e cea mai tare. Dar până atunci trebuie să avem multă răbdare. Hei! V-ați trezit sau încă nu? Nici nu știu nici cum să-ți spun. Ne-am trezit sau ne-a trezit cineva? Cine a făcut asta? E din căle afară! Oho, cât de cine o să strângă totul asta? Toti! Îți dai seama cine putea să facă asta? Doar Mircea! Un an de zile să tot strângem și nu mai reușim să facem curat pe aici. Oh, și jos! Mamă! Ia să vedem cine vrea să părăsească challenge-ul, cine nu mă mai suportă. Eu nu, totul ok, nici eu nu vreau. Eu am răbdare cât duce trenul. Nici trenul nu poate căra, cât răbdare am eu. Facem curățenie. Atunci ascultați următoarea mea sarcină. Astăzi este ziua mea și vreau de la fiecare câte un cadou. Cum? Ziua ta e în septembrie. Mai e până atunci. Dar eu vreau acum, până începe școala. Da? Ori nu? Da, suntem de acord. Eu deja și la cadou m-am gândit. Ok, atunci aștept și de la voi. Eu cred că cel mai fain cadou este acela care ajunge cel mai rapid. Vă rog frumos să scrieți în comentarii ce cadou să-i cumpăr lui Mircea. Cât este de bine să fii șef. Doar trebuie să te bronzezi la soare. Eu am ajuns prima de la magazin și am luat un cadou foarte fain. Mircea va fi încântat și eu voi câștiga challenge-ul. Ia să vedeți. Hei, șefu! Tate și mami ți-au adus cadouri. Încă nu, că am zăbovisc ei. Vezi? Dar eu am avut grijă să-ți aduc cât mai rapid. Ia privește ce cadou frumos am!
Wow, ce crămașă frumoasă! Cu motănii, magicieni! Eu mereu știu ce trebuie să cumpăr pentru tine! Perfect, Melissa! Stai, ce scrie aici? La reducere? Nu am observat! Adică tu pentru șeful tău ai cumpărat un cadou ieftin? Mă duc chiar acum să le arunc la gunoi! Dar oricum, pentru mine era foarte scump! Această sacină, ți-ai pierdut-o! Ce? El chiar vrea să o arunce! Gata, am scăpat de primul cadou! Oare atât de tare contează prețul unui cadou? Sau mai important este gestul și dorința de a face ceva plăcut? El chiar crede că i-am aruncat cadoul. Îmi place la nebunie. Dar cum altfel să-i testez răbdarea? Ce mult îmi place. Eu cred că cele mai fane cadouri pentru tineret în ziua de astăzi sunt cadouri electronice. Tocmai de aceea și voi apela la un magazin de resort. Văd că Melissa a intrat în casă supărată. A dat-o în bară, sigur, cu cadoul. La mine o să fie ideal. Și Mircea stă și așteaptă. Șeful? Da, dă-mi cadoul. Din câte am văzut, nu prea ți-a plăcut cadoul Melisei. Sper acesta să-ți placă la nebunie. Ce aici? Foaie? Încă una! Îmi faci un prank? Nu! Iarăși? Un plic? Deja încep să mă nervez. A încăput în el cadoul? Da, deschide-l și scoate-l! Vezi? Hă? Îți poți cumpăra orice vrei tu! Eu am vrut tu să-mi aduci cadou, nu bani! Ai văzut la ziua la cineva să se ducă la magazin să-și cumpere singur cadou lui? Și să pierd timpul? Păi mă gândeam, șeful, că asta e cea mai bună idee. Și plus la toate îți alegi singur cadou, tot ce vrei. Dar eu cred că aceasta a fost cea mai proastă idee. Și tu, în această sarcină, ai dat-o în bară. Ce faci cu banii, Mircea? Poftim. Și cumpără ce vrei din ei. Bine că erau bani de jucărie. De altfel, nu știu dacă rezistam. Ce-i, mami? Nu cumva nu i-a plăcut cadou șefului? Ei! Mi-am dat din start seama că banii nu erau adevărați. Șeful? Ia privește ce am aici. Pentru mult stimat și drag șef, aveți un cadou din partea mea. Un Apple Watch? Da, desigur. Despachetează. Wow! Da! Și aici este ceasul? Ceasul? Deschide și probează! Wow! Cât de mult îmi place acest proces! Wow! Și... N-am sunt răbdător! Și eu la fel! Este auriu! Da! Aur! Să-l probez neapărat! Știam că o să-ți placă! Păi nu trebuie să fie electronic! Băi, electronic! E cu baterie! E un model nou și uite de aici reglezi ora și minuta. Vezi? Îți pui ora care îți place! Aici te-ai descurcat cel mai bine! Hai mai povestește despre acest ceas!
Acest ceas este rezistent la apă, la vânt, la soare și la lovituri. Wow! Din ăsta mi-am dorit eu. Știam eu că o să-ți placă. Ai un plus. Mircea nici nu a observat că de fapt nu este un ceas adevărat. Am găsit și eu un fake la magazin și am zis că este un Apple Watch. Wow, ce ceas fain! Tati, dar nu-ți pare că iarba este cam uscată? Vrei să auzi? I-a plăcut! Da, desigur! Șeful o rezolvăm și pe asta! Ce se întâmplă? Plouă! Tati! Ce am făcut? Gata, gata, opresc! A intrat apă în ceas! Este un ceas fic! Nici nu funcționează! Cum îți permiți așa ceva? Mi-ai spus că este rezistent la apă! Nu înțeleg! Unde l-am pus? Nu înțeleg! Mereu țineam hardul în buzunarul de la pantaloni! Dar acum nu găsesc nicăieri! Tati, n-ai văzut cumva cardul meu bancar? Nu-l găsesc nicăieri! Am de făcut niște cumpărături și îmi trebuie urgent! Unde poate fi? Nu cumva pe acesta-l cauți? Da? Ce caut el la tine? Ia dă-mi-l încoace! Este cardul meu! A fost al tău, acum este al meu, da? Sau nu? Mircea, challenge-ul e challenge și jocul e joc, dar cu cardul bancar nu-i de glumă. Dă-mi-l încoace! Ce zici să-l împărțim? Cum să-l împărțim? Simplu, cu forfeca. Mircea, dacă tu ai cardul, nu mai pot achita cu el nimic și acum am o tranzacție urgentă. Mami, totuși le împărțim? Da sau nu? Mircea, dă cardul! Bani? Asta nu intră în joc! Repede, dă-mi cardul! Mircea! Stop! Vrei să-ți dau cardul și să ieși din challenge? De pierdut challenge-ul nu prea vreau să-l pierd, dar nici cardul la fel! Te rog frumos, nu-l tăia! Ultima dată te mai întreb, da ori nu? Nu ies din challenge. Perfect. Bine, tai-l dacă așa vrei tu. Mai mult nu mai cumpărăm nimic. Nici pentru casă, nici pentru tine. Vroiam să-ți cumpăr un cadou pentru piscină. Poate trișează și nu vrea să-mi taie. Fă ce vrei. Așa ai decis singură. E gata cu el! Poftim! Jumate, stai, jumate mie, jumate ție! Tu ce glumești e asta? Mircea! Poftim ție jumate! S-a dus cardul! Uite, tu ai 50 și am 50! Mircea, ce-ai făcut? Eu credeam că tu trișezi, dar tu chiar ai făcut-o! Mami, ți-am spus că nu glumesc. Mami nu și-a dat seama că nu este un card adevărat. Este un card prank, care l-am cumpărat de la magazin cu prank-uri. Hei, tati! Ai s-a făcut aici cachi, X în găgăsuța noastră. E imediat problema, chiar acum. Dar de ce eu? Pentru că așa vrea șeful. Hai, tati! Pentru că mami este ocupată, îmi va face masaj la picioare. Asta cum? Cum știi, cel mai bine. Toată grădina, dar cu surprize.
Eu am scăpat. Îți place? Da. Mirsa, dar de ce stai fără treabă? Fă-mi un tatuaj. Hai. Hai, Melissa. Hai, vrei să-i faci masaj lui Mircea, lui șefului. Tatuaj? Dar noi în casă nu avem tatuaje. Nu am înțeles. Ce pățit ai? Într-adevăr. Poate ce e asta? Am remediat problema. Ca toți să fie fericiți. Și noi, și Ice, și gazonul. Nu ți-e rușine. Ai 5 ani. Și ce fel de tatuaj vrei? Cel mai fain. Ok, zis și făcut. Iar abonații să ne scrie ce credeți că am desenat eu aici. Nici nu știu ce să fac cu voi. Am crezut că o să-ți placă. Și-am adus cadouri exact cum ai vrut tu. Fiecare dintre noi s-a străduit la maxim. Și voi ați crezut că cel mai fain cadou ar fi niște bani? O cămașă cu pisici? Sau un ceas fake? Dar eu credeam că ți-ți plac motanii. Și ceasul? Nu mai observat nimic că nu e unul original. Las că vă mai dau o șansă. Ține laptopul și mergem în magazin. Chiar? Da. Ce fel de magazin, șef? Explică-te, rog frumos. Simplu, un online. Scrie: da, te ascult. Melinie.shop. Wow, și toate cu poza și logo-ul Melinie. Da, ce tare. Hai, cumpărați-mi ceva de acolo. Eu din start îți cumpăr o geantă sport și un set pickleball pentru Melinie. Dar eu un hanorac, un tricou și o geantă. Eu vreau geanta să fie de culoarea verde. Verde să fie, șeful. Vai, ce bine arată. Vreau și eu unul de asta. Ce culoare? Roșie. Dar șosete și mousepad, de care culori vrei? Galbene. Wow! Uite că au curea cu Melinie pentru Apple Watch! Chiar și huse pentru toate telefoanele! Eu vreau pe asta roz, Melissa! Iar eu pe aceasta albă! Wow! Voi? Iar eu vreau prosop pentru sport, pentru plajă, chiar pentru baie! Pierna! Câte culori sunt! Nu uitați de șarfă! Hanorace, tricouri, chiar și pantaloni și toate cu Melinie! Pentru piscină! Sticlă de apă pentru școală! Chipiuri! Uite cană cu Melinie! Și nu uitați, rucsac pentru școală, îl luați de acolo, de toate culorile! Wow! Din ăsta vreau și eu! Chiar sunt grozavie! Și borsete! Eu vreau borsetă din asta roșie! Hei, astăzi este ziua mea, nu a voastră! Apropo, eu vreau de acolo șlapi cu Mircea Melinie. Zis și făcut! Așa! Și culoarea alb cu negru. Dar eu vreau cu toată familia Melinie! Wow! Dar privește! Sunt și cu Melissa Melinie! Ia să vedem! Wow, ce culori faine! Galben, albastru! Eu să-mi iau cu roz sau verde? Știți ce? Eu deja m-am decis! Cumpărăți tot ce este acolo! Și vă iert! Da, desigur, Merciulică! Așa, cumpărături, da! Și cum nu ne-a dat noi seama din start, mami? Gata! Coșul este încărcat! Și toate obiectele sunt originale! Vin tocmai din America! Nu am răbdare să le văd! Dar în challenge-ul meu vreau să câștige și abonații! Voi trebuie doar să scrieți în comentarii ce vă doriți de pe site-ul melinie.shop! Și nu uitați să scriți mărimea! Iar dacă adunăm cele 20.000 de like-uri, facem extragerea!
Stai, man. Idem din chip următoare scenă. Eu deja ce la cadou m-am gândit. Bine. Dar eu credeam că ți-ți plac motanii. Și ceasul nu mai observa nimic, că nu e unul original. Încă o dată.